Primarul comunei Remetea Mare, Ilie Golubov, a trecut la PNL, asta după ce mai mulți edili din Timiș au făcut același pas în ultima perioadă. Primarul din Remetea Mare și echipa sa s-au alăturat PNL Timiș pentru alegerile locale din acest an. PNL Timiș construiește o echipă de profesioniști, persoane recunoscute public pentru calitățile lor în administrație sau în mediul privat. Deciziile de întregire a echipei au fost și vor rămâne în limitele decenței, fără spectacole mediatice din rațiuni de bun simț în politică. Venirea primarului Ilie Golubov în PNL este un eveniment important în viața partidului nostru, mărirea echipei cu oameni de valoare fiind esențială. Nu vreau însă să transform un astfel de moment într-o hrănire a orgolului politic. Ilie Golubov nu este primul primar care decide să se alăture PNL Timiș. Sunt alături de noi primarul comunei Giarmata, Claudiu Mihălceanu, primarul comunei Săcălaz, Nicu Viorel și primarul comunei Otelec, Siria Fechete, iar în următoarea perioadă vor mai veni și alți primari și viceprimari de la alte partide, aleși locali cu care ne aflăm în discuții. Pentru noi este important să creștem echipa și să aducem în fața alegătorilor candidați buni, competitivi, care să poată administra eficient resursele comunităților lor. Suntem pe un drum bun și echipa noastră este tot mai solidă. În același timp, îi asigur pe toți cei interesați că mi-ar părea rău dacă unii dintre actualii membri ai echipei ar pleca tentați de diverse promisiuni. Ar fi decizia lor și aș respecta-o. Nu pot însă să fiu de acord cu șantajul și cu amenințările. Știu că sunt câțiva primari PNL din Timiș care au fost constrânși să semneze adeziuni în alb la un alt partid, în ideea că aceste hârtii vor fi scoase în momentul în care primarii PNL nu răspund la comenzile persoanei care au orchestrat acest plan golănesc. Am discutat situația cu colegii mei din Comisia Juridică a PNL Timiș și concluzia este că avem de a face cu o practică periculoasă aflată la limita legalității pentru cei care amenință. În schimb, cei care au căzut în capcana acestui joc vor fi apărați de un avocat, iar noi, echipa PNL, rămânem alături de ei, transmite președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica. Că am fost dată afară din casa mea, de propria mea fiica. Cum așa, doamnă? N-a vrut ca să mă ține, a zis că la bunicii o promis că îmi dă sacul de ciment ce am băgat în casa aceea, îmi dă mână și mă scoate afară. Na, și așa au făcut și m-au pus pe stradă în 21-30 decembrie. În toată lumea am mers la Revelion și eu am plimbat la gara acolo. Na, și atunci n-am știut ce să fac. Și așa am mers la... Am ajuns... N-am știut numai gara în Timișoara, unde am lucrat, am știut locul și unde am născut fata la maternitate. Na? Și atunci am încercat la gară ca să merg înapoi la satul meu de unde am venit, de la Comuna Crucen. Și au zis cine păzea gara, na? Cum se spune, paza de la gara, să trec de acolo, că acum de Revelion atâta multe feluri de oameni sunt acolo și nu-i bine să stau acolo, să caut altundeva un loc. Atunci am mers la maternitate. La maternitate au zis că acolo se ocupă cu, cum să spun, cu naștere și cu boli din ăsta și nu poate să mă ajută. Și atunci am plecat de la maternitate și am ajuns la pompier. Și la pompier am văzut că avem salvări și unul a intrat, altul a ieșit. A doua când a intrat am făcut cu mâna și am rugat că să mă ajută și pe mine, că sunt pe stradă și au zis că să mai aștept pe celălalt, că ei nu poate, că au urgențe. Elena, o bunică din Timișoara, spune că a fost dată afară din casă chiar de propria fiică în noaptea de Revelion. Speriată și măcinată de durere că cea pe care a crescut-o vrea să se descotorosească de ea la bătrânețe, aceasta a rătăcit pe străzi, în timp ce restul oamenilor celebrau intrarea în noul an. Mai târziu, nepoții ei au fost cei care au dus-o la un cămin de bătrâni, unde stă și în prezent. Acum are un acoperiș deasupra capului, dar rana din suflet încă sângerează. Singur o fetiță am avut, da, și a avut și bacaloriat și eu fost copil învățat, nu știu de ce a avut așa cu mine, nu știu, na. Dintr-o dată? S-a măritat și a plecat cu soțul și ei au stat la bloc și nu prea mai au venit la mine. Pe copiii ei, care trei copii, trei nepoți am de la ea și ei au venit la mine, sâmbătă, duminică, au venit că am avut casa și la bloc ce făcea la etajul 4, nu? Și așa a venit la mine și... O stat în curte, că am avut și huță, am avut și nisip și toate, na, și așa că... Dar ea nu prea a venit așa la mine, na. Ei au plăcut la bloc, na. Și cum v-a dat practic afară din propria dumneavoastră casă?
Da. Păi dacă, adică m-a lovit, adică m-a făcut rele, na, și... V-a bătut? Cum să spun, nu, a fost tare șmecher, că nu m-a bătut. O scos din camera unde am stat și a fost focul, am avut focul lemnele cu teracotă, știți? Și mi-a scos din camera că a zis că pentru ea am făcut casa și nu pentru mine. Și eu sunt venitor în casa și nu sunt din familia ei. Dacă mi-au scos de acolo, i-am plecat. Și atunci am mers în camera rece, unde n-am putut să fac focul lemne, știți? Și noaptea cum am dormit, mi-a fost frig. Și am luat adidașii pe picioare. Că m-a fost frig așa, cu o pătură acolo. Și știți ce a făcut? Și am luat, a trebuit să iau și adidas, că tare rece a fost, știți? Și, ca să nu-mi fie rece. Și știți că o legat și retele de la pantof, fiica mea, că altcineva n-a fost în casă, numai eu, ea a fost în camera ei, eu am fost în camera mea, unde am stat cu taică-sul în dormitor și ea a avut altă cameră. Și o legat asta. Și dați seama că noaptea au trebuit să mă duc și eu la WC odată, nu? Și când m-am mers, când am coborât din pat, au fost și retele aia legate și dați seama că i-am tras, adică i-am împedicat. Elena este liniștită acum, departe de tortura de acasă, însă cu sufletul greu, întrucât nu înțelege de ce cea pe care a crescut-o o răsplătește așa la bătrânețe. Camera Deputaților a votat proiectul de lege pentru instituirea zilei de 14 mai ca Ziua Solidarității și Prieteniei dintre România și Statul Israel. Alfred Simonis, președintele interimar al Camerei Deputaților, a declarat că delegația Parlamentului României, care s-a deplasat în luna noiembrie în Israel, a fost una dintre primele delegații parlamentare care au vizitat statul după atacurile teroriste de acolo. Acolo, împreună cu colegii mei deputați, am vizitat imediat după atacurile teroriste, un kibuț, am fost cuprinși de emoție și de revoltă imediat ce am intrat în zona de graniță cu Gaza. Ceea ce au făcut acei teroriști ai Hamas în Israel este de neînțeles. Spuneam în discuția cu prietenul și colegul meu, președintele Knessetului, domnul Amir Ohana, că ceea ce au făcut acele animale este de neconceput. Iar domnul Ohana mi-a spus că nu sunt animale, pentru că animalele nu fac așa ceva. Și că ceea ce s-a întâmplat acolo este făcut de niște monștri. Alfred Simonis a conchis că instituirea Zilei Solidarității și Prieteniei dintre România și Statul Israel va avea un aport determinant în avansarea obiectivului de a exista o cooperare extinsă între cele două țări. Claudiu Buciu a făcut anunțul că va candida independent pentru primăria Lugoj și că lugojenii sunt singurii care vor decide. Primarul ales al Lugojului susține că nu vinde interesele comunității locale nimănui și nu pupă mâini mânjite, făcând referire la relația pe care a avut-o pe parcursul ultimilor ani cu președintele PNL Timiș, Alin Nica. Din punct de vedere politic, voi candida independent, pentru că partidul din care fac parte și-a ales un alt candidat pentru primăria municipiului Lugoj, considerând că eu nu mai merit susținerea partidului. Voi rămâne așa cum sunt și așa cum am fost și în 2016, când am candidat tot independent, un simplu membru PNL. Modul meu de a administra Lugojul nu a fost pe placul conducerii județene a PNL Timiș, respectiv al domnului Nica. Eu nu vând interesele comunității locale nimănui și nu pup mâini mânjite, a declarat Claudiu Buciu. Acesta a menționat proiectele pe care Lugojul le are în implementare, cu o valoare totală de peste 200 de milioane de euro, sumă record pentru orașul de pe Timiș, aproape toate cu finanțare europeană, iar scopul unei noi candidaturi este să ducă mai departe ceea ce a început. Lugojul are în implementare proiecte cu o valoare totală de peste 200 de milioane de euro, contracte de finanțare semnate, aproape toate cu finanțare europeană, printre acestea și un spital nou, toate câștigate în cei 3 ani și jumătate. Acestea vor asigura o dezvoltare fără precedent a comunității noastre. 90% din munca noastră, a mea și a echipei administrative și a echipei politice care ne-a acordat susținere în Consiliul Local, a fost dedicată atragerii de finanțări. Noi nu am spoit, nu am întins covoare de asfalt, nu am plantat panseri
mătăsăluțe. Nu am făcut nimic doar pentru a fura ochii electoratului, pentru a fi reales. Am făcut exclusiv ceea ce trebuie cu adevărat pentru ca Lugojul să se dezvolte durabil, să devină stabil și prosper, să poată oferi condiții excelente de viață generațiilor viitoare, cu toate riscurile electorale, a punctat Buciu. Liderii coaliției PSD-PNL au discutat luni la București posibilitatea ca în Timiș cele două partide să aibă candidați comuni pentru funcția de primar al Timișoarei, respectiv de președinte al Consiliului Județean Timiș. În urma negocierilor s-ar fi ajuns la un acord ca Nicolae Robu să fie candidatul PNL pentru primăria Timișoara, iar Alfred Simonis sau un alt reprezentant PSD să intre în cursa pentru CZT. Alinic, actualul președinte al Consiliului Județean, a fost reticent în declarații. A spus că negocierile sunt în curs și că va avea o poziție fermă atunci când se va lua o decizie finală. N-am ce să adaug foarte mult decât că sunt negocieri în curs. Se discută legat de candidaturi comune la capitale și în câteva județe unde sunt primari de altă culoare politică și e necesară o coalizare a celor două partide pentru a asigura câștigarea pozițiilor din administrația publică locală. Când vor fi mai multe detalii, atunci vă voi ține la curent. Dumneavoastră, ce aveți în plan? Așa cum v-am zis, am în plan să câștig Consiliul Județean încă o dată, dar dacă lucrurile evoluează în altă direcție, voi reevalua opțiunile în momentul respectiv. Alinica nu a dorit să comenteze nici posibila sa candidatură pentru Forța Dreptei în cazul în care un reprezentant PSD va fi agreat de coaliție pentru președinția Consiliului Județean Timiș, însă a spus că are susținerea întregii filiale Timiș. Sunt foarte mulți care spun că deja negociați cu Forța Dreptei, este adevărat, în cazul în care va fi domnul Simonis la Consiliul Județean Timiș. Ați luat în calcul această variantă? Astea sunt supoziții pe care nu le comentez. Sunt mulți primari care vă susțin, știu că se întâlnesc astăzi la ora 13 la partid. Evident că am în spate toată organizația, toată filiala. O decizie din acest punct de vedere va fi luată cât de curând? ...99% din timișoreni aruncă gunoiul unde trebuie, 1% din păcate nu. Asta este motivul de ce anul trecut am ridicat 11.000 de tone de deșeuri aruncate aiurea în spațiu public, rampe clandestine. Ne-a costat 1 milion de euro. Imaginați-vă ce am putea să facem cu 1 milion de euro pe an dacă toată lumea ar arunca gunoiul unde este. Vă arăt acum niște cadre de la cetățeni care au aruncat deșeuri, care au fost amendați și au fost puși să facă curățenie după. Punem din ce în ce mai multe camere, pentru că, într-adevăr, acolo unde instalăm camere se reduce cu aproape 50% acest fenomen și asta este și mesajul meu pentru toți cei 1% care aruncă deșeuri în spațiu public. Vă vedem, vă amendăm, nu vă lăsăm, pentru că sunt banii timișorenilor și nu acceptăm să plătim cu toții ceea ce nu vreți să plătiți voi. Ziua Internațională a Fericirii este sărbătorită anual pe data de 20 martie și a fost concepută și fondată de filantrop, activist, om de stat și consilier special al Organizației Națiunilor Unite, Jaime Ilien, pentru a inspira, a mobiliza și a promova mișcarea fericirii globale. În 2011, acesta a adus ideea și conceptul de creare a unei noi zile globale de conștientizare, Ziua Internațională a Fericirii, către înalții funcționari ai Națiunilor Unite. Deși este marcată într-o singură zi din an, fericirea ar trebui simțită în fiecare zi. Specialiștii ne recomandă să găsim lucruri, activități sau persoane care să ne genereze această stare.
Fericirea este acea stare pe care ar trebui să căutăm să o avem în fiecare zi. Desigur, ea nu va avea aceeași intensitate mereu, este variabilă. Putem găsi fericirea în activități cu familia, munca noastră, hobby-uri, prieteni, dar și într-o rază de soare, o ploaie de vară, muzică bună, o plimbare în parc. Important este să ne dorim să fim fericiți în fiecare zi, să fie un deziderat la care să nu renunțăm. Doar așa putem să ne asigurăm sănătatea fizică și mentală, dorindu-ne bucurie și zâmbete zilnic. Pe 28 iunie 2012, Adunarea Generală a ONU a stabilit că Ziua Internațională a Fericirii să fie sărbătorită pe 20 martie. Ziua dedicată Fericirii Mondiale coincide cu Ziua Internațională a Francofoniei. Poștașii de la Timișoara au ieșit astăzi în stradă și sunt în grevă de avertisment. Aceștia spun că nu mai suportă condițiile inumane la care sunt supuși. Chiar acum îi puteți asculta cum suflă în vuvuzele și cum scandează pentru a fi ascultați, pentru a le se da ceea ce cer. Și trei probleme ale noastre mari. Contractul colectiv de muncă de 45 de zile nu este semnat. Adică, directorul general de poștă, cei din companie care ar trebui să conlucreze cu sindicatul, nu vor să semneze contractul de muncă. De 45 de zile stăm fără semnătură. Apoi, cerem 400 de lei net să avem fiecare salariat poștal, adică poștașii, cerem 400 de lei. Și a treia problemă este sporul de loialitate, care avem vechime de 35-40 de ani în poștă, să ni se dea de la 15% la 25%. Asta cerem. Apoi, pe partea cealaltă, factorii poștali care suntem în orașul ăsta, suntem de la 130 de poștași, am ajuns la 70 de poștași, deservim acest oraș european de 400 de mii de oameni, cu 70 de factori lucrăm în teren, adică au plecat în pensii de boală, lucrăm 2-3 sectoare în plus față de ce avem noi ca să acoperim zona. Salariile, dezastros. Ajungem la 2300 la 35 de ani de muncă, 2300 de lei în mână. Vă dați seama, peste 2 ani când ies la pensie, ce pensie voi avea? Deci asta se pune problema. Apoi, ținută deloc, stăm în frig în ploaie. Am cerut să ni se dea spor de intemperii. Să ieșim un pic mai devreme la pensie, suntem toți cu boli profesionale, majoritatea. Și altă problemă este, 70% dintre noi am depășit 55 de ani, ne apropiem de pensie. Nu vine nici nimeni, niciun tânăr în poșta română să lucreze, când vine și aude salariul, fug automat. Este cel mai mic salariu care există la o companie de stat. Poștașii din Timișoara au ieșit în stradă, acestora le-a ajuns cuțitul la os, nu mai suportă, spun ei, umilințele la care sunt supuși, lucrează pe frig, pe ploaie, pe caniculă, iar când ajung acasă, abia au ce pune pe masă. Păi de asta protestăm, că avem salarii foarte mici și nu ne putem descurca, nu putem să supraviețuim. Cu un salar minim pe economie, rămânem în mână cu nimic. Și cum trăiți, doamnă? Nu știu. Nici noi nu știm cum supraviețuim. Probabil inerția deja, din inerție. Ne-am învățat, asta ne place, asta facem, dar văd că nu suntem apreciați, nu suntem plătiți. Și când ajungeți acasă, ce puteți face cu acei bănuți? Nu știu, sunteți îndatorată, aveți lipsuri mari. Da, normal, cred că nu poate să spună unul că se poate descurca cu salariul minim pe economie la câte s-au scumpit toate. Nu rămân cu nimic în mână la final de lună. Nu mai punem medicamentele, că suntem toți trecuți de o vârstă. E frigul, toate se adună, deci jalnic, nu știu, suntem bătaia de joc. Cum este, doamnă? Foarte bine, foarte bine. Plec acasă cu 2200 în mână. Ce faceți cu acești bani? Nimic. Îmi plătesc cheltuielile la bloc, atât. Și restul sunt întreținute de copii. Mi se pare acest lucru, în loc să le dați dumneavoastră, să-i ajutați, vă dau ei. Mi se pare foarte normal, așa cum mi se pare și la domnul director general, foarte normal. Să trăim cu niște bani care nu ajungem nici măcar o lună de zile, nu ne țin banii aia. Pentru el e ceva normal. Ce transmiteți? Să trăiască și el cu banii noștri. Poștașii vor ieși în stradă și zilele următoare. Nu au de gând să cedeze până când nu le vor fi ascultate doleanțele.
O tânără în vârstă de 21 de ani a fost accidentată pe trecerea de pietoni la Timișoara. Victima a fost transportată de urgență la spital. Un bărbat în vârstă de 43 de ani a condus un autoturism pe strada Nicu Filipescu dinspre bulevardul Tache Ionescu înspre bulevardul Revoluției din 1989, iar la un moment dat a surprins și accidentat o tânără în vârstă de 21 de ani, angajată în trecerea drumului public prin loc marcat și semnalizat corespunzător. În urma impactului a rezultat rănirea pietonului în vârstă de 21 de ani. Tânăra a fost transportată la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Transmit reprezentanții IPJ Timiș. Protocolul de formare al Alianței Timișoara Unită a fost semnat joi 21 martie și are ca scop asigurarea continuității lui Dominic Fritz la primăria Timișoara. Acest protocol este constituit din partidele Alianței Dreapta Unită, respectiv USR, PMP și Forța Dreptei, la care se adaugă UDMR și Partidul Liberal. De menționat este faptul că noua alianță formată este doar la nivelul municipiului Timișoara. La Consiliul Județean se va candida în formula de Dreapta Unită, la fel ca și la europarlamentare. Conform spuselor primarului Dominic Fritz, noua alianță își propune să lupte cu trei pericole. Proiectul de restaurare al fostului primar Nicolae Robu, extremismul reprezentat de AUR și SOS România, respectiv încercarea coaliției PSD-PNL de a monopoliza puterea. Primul pericol pentru acest drum european este un proiect de restaurație al fostului primar Nicolae Robu, susținut de mai multe clanuri care au pierdut accesul la resurse și la putere. Un proiect care nu are o viziune pentru viitorul Timișoarei, ci care vrea să ne întoarcă în trecut. Un proiect care caută răzbunare și un proiect care va întoarce Timișoara în timp dacă va avea succes. Al doilea mare pericol este pericolul extremismului, pericolul celor care vor din nou să ne luptăm pentru granițele trecute, care vor din nou să devenim cu toții omogeni și care sunt susținuți de împăratul Rusiei Vladimir Putin. Protocolul a fost citit de Paula Romocean, președinte USR Timișoara, și are câteva principii de bază. Noi, partidele semnatare ale acestui pact, ne angajăm să continuăm direcția de modernizare a administrației și a orașului, să apărăm democrația și multiculturalitatea Timișoarei, să respectăm patrimoniul, calitatea vieții și potențialul timișorenilor. Protocolul a fost semnat de reprezentanții celor 5 partide, respectiv Dominic Fritz din partea USR Timiș, Claudiu Chira, Forța Dreptei, Molnar Andraș, UDMR, Ligia Dugulescu, PMP și Caița Panici, Partidul Liberal Timiș. Semnez eu primul și apoi o invit pe Ligia Dugulescu, președinta PMP Timiș, să ne spună câteva cuvinte și să semneze și ea pactul. Ligia Dugulescu, președintele PNL Timiș, a vorbit despre continuitate în formarea acestei alianțe, despre proiecte care trebuie duse la bun sfârșit, dar și despre spiritul Timișoarei. De mâine mai avem 80 de zile până când prin votul nostru vom putea oferi o șansă unică Timișoarei, un nou mandat domnului primar Dominic Fritz și echipei sale minunate pentru a-și duce la îndeplinire viziunea de modernizare și dezvoltare a orașului, așa încât calitatea vieții să ajungă la nivelul mult dorit de fiecare dintre noi. Acest nou protocol la Timișoara a fost semnat în contextul în care protocolul Dreapta Unită a fost validat de Înalta Curte de Casație și Justiție, după ce inițial a fost respins de Biroul Electoral Central. Alinica nu vrea să renunțe la candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Timiș. Nica a declarat că șefii săi de la București au oferit un loc eligibil în Senatul României, însă a refuzat oferta. Timișul nu este de vânzare, este mesajul principal pe care președintele CJ a vrut să-l transmită. Mesajul principal pe care vreau să-l transmit este că Timișul și Timișoara nu este de vânzare. Timișul nu este de vânzare pentru funcții pe persoană fizică. Mi s-a făcut oferta să fiu senator sau să-l
și să las pe Simoni să candideze. Am refuzat din start această variantă. Timișul nu este de vânzare în schimbul unor tranzacții electorale. Primarii PNL și ceilalți membri PNL au primit oferta să dea Consiliul Județean să-mi retragă sprijinul, pentru că așa nu li se vor pune primarilor contracandidați PSD în localitățile lor. Au refuzat să facă acest lucru. Însă la Simonis și la PSD, până și ofertele sunt mincinoase. La mai puțin de 48 de ore de la ofertă, la Moșnița Nouă, unde îl avem primar în funcție pe Florin Bucur, aici prezent lângă noi, a apărut un candidat independent, chiar fratele domnului Simonis. Asta ca să înțelegeți cum văd ei, cei din PSD, acest parteneriat cu PNL-ul. Varianta propusă de Simonis Timișului nu este o alianță, ci un mijloc de a scăpa de votul real al cetățenilor. Sunt inacceptabile listele comune atunci când PNL are la județ 17 consilieri județeni, iar PSD-ul doar 7. Alinica se bucură de susținerea mai multor colegi liberali. Suntem cu toții aici pentru că suntem liberali și vrem să mergem în fața oamenilor ca ei să ne aleagă sau să ne respingă. Acesta este sensul democratic al alegerilor. Cu toții vrem să ne prezentăm ca liberali, cu toții avem încredere în rezultatele noastre, în munca depusă în comunitățile noastre. Pe ceea ce am construit noi până acum în Timiș, nu permitem nimănui să se cațere, în special domnului Simonis. Dacă vom fi înlăturați din PNL, rămânem liberali. Sperăm să purtăm un dialog cu argumente și să nu ajungem nici acum, nici vreodată pe viitor la astfel de variante alternative Partidului Național Liberal. Suntem siguri că persoanele din conducerea PNL la nivel național vor înțelege că specificul local al Timișului și al Timișoarei este total de diferit de ceea ce cred ei că se întâmplă în țara noastră, la București. Aici, în Timiș, în 1989 s-a reaprins libertatea, iar PNL de atunci a protejat-o și a dus-o mai departe în toate formele ei. Șeful PNL Timiș este de părere că partidul are acum șansa să câștige atât primăria Timișoara cât și Consiliul Județean Timiș. Sunt căutări disperate pe râul Bega după ce un apel la 112 anunța că o persoană ar fi fost înghițită de ape. Pompierii, scafandrii și polițiștii s-au mobilizat de urgență și au început căutările. Apelul la 112 a fost dat joi seara, puțin înainte de ora 21. Un martor anunța că o persoană a căzut în Bega, în dreptul străzii Splaiul Tudor Vladimirescu. La fața locului, oamenii legii au găsit o geantă cu roți pentru cumpărături. Au fost alertate detașamentele 1 și 2 de pompieri Timișoara și a început operațiunea de salvare. Pompierii timișeni au intervenit cu două auto speciale echipate cu bărci, un echipaj cu doi scafandri, un echipaj smurd, precum și un balon de iluminat. În cursul nopții, după mai multe ore de căutări, echipajele ISU s-au retras. Condițiile fiind destul de dificile, vizibilitatea în apă pe timp de noapte este zero, apa este rece, aproximativ 6 grade, iar acum de dimineață am reluat căutările, continuăm în perimetru. Persoana este încă de negăsit.